Știi ce e ăsta, Ionescu? Ce? Ăsta știi ce e? E semn de la vechi, stradal. E de la vechi, nu-i de ăsta nou. Doar bucureștini adevărat știu asta. Sășica? Sașa! Merge la muncă, tati? Am ajuns la muncă, a început să plouă și evident că nu mi-am luat geacă astăzi. Uneori sunt fantastic. Sasha? Da, niciun comentariu. Am ieșit cu Sasha să-și facă chestiile. Dar vreau să găsesc și un fast food ceva pe aici, pentru că astăzi, săptămâna asta, de fapt, doamna Simona, care ne gătește, este în concediu. Și trebuie să ne descurcăm pe barba noastră. Știu unde mergem. Mergem la Manasia să bag un sandwich de la Chiftele. Era închis la Manasia. De fapt, era deschis, dar n-avea marfă. Of, aș mâncat un sandwich de la Chiftele. One eternity later. Am plecat mai repede de la muncă pentru că trebuie să ajung undeva să rezolv niște chestii. Să mergem aproape de casă, gen. Spuneți-mi voi mie ce mă fac. S-au arătat pur și simplu pe mine. Sasha, fată, treci-mă pe locul tău, mă. Noutăți de ultimă oră. Mi-a ieșit un coș. Alte noutăți. Mergem cu Sasha la plimbare. Alte noutăți. Mergem de fapt cu Sasha ca să-i cumpărăm ceva de mâncare. Super apetisant cât să mănânce. Pentru că nu prea mănâncă. Ești obraznică și mă super. Vorbește Georgiana cu ea. De ce faci? Bă, da, ce coș mi-a ieșit. Nu vreau să credeți că am aproape 30 de ani și încă-mi ies coșuri. Asta e probabil una dintre cele mai frumoase amintiri cu care am venit din Turcia. Acești biscuiți. Adică, acești biscuiți. Dumnezeule. Diabet curat. Diabet de cea mai bună calitate. Dar nu o chestie asta să știi, ci e o chestie cică scumpă și cea mai bună de ultimate shit în materie de mâncare pentru câini. Și Ionesca m-a luat pe aici pe străduța asta, căci că a văzut niște case frumoase. Cred că îmi bate niște apă bubă. Luăm flori. Ați văzut că arată bine frezile astea. Stai așa. Lasă-mi bui, Iulele, poți, tu ține mâncare pe mine. Mamă, ce cer frumos! Se vede mult mai mișto pe cameră. Decât în realitate, da. Câte ce cu ghiozdanele astea? Arată ca niște tumori. Mamă, uite-l pe ăsta! Alien.